Bună și bine te-am regăsit la un nou episod Sfatul Sănătos despre afecțiuni medicale. Sunt dr. Vladislav Debnar și astăzi vorbim despre cauzele bolii Dupuytren și stadiile ei de evoluție. Boala Dupuytren nu are un factor determinant sau predispozant specific, iar etiologia încă nu este bine cunoscută. Totuși, studiile arată că pacienții cu microtraumatisme locale repetate, consum de alcool în exces, boli hepatice, diabet zaharat, fumători cu bronhopneumopatie cronică obstructivă sau neoplasm sunt mai predispuși să sufere de această maladie. De remarcat este faptul că boala apare frecvent și la persoane care nu au niciun factor predispozant. Fără tratament, boala evoluează în patru stadii. În primul stadiu, degetul prezintă un deficit de extensie de până la 45 de grade, care în stadiul 2 se mărește și ajunge până la 90 de grade. Dacă nu se operează, boala progresează și ajunge la un deficit de extensie a degetului până la 135 de grade în stadiul 3. Ultimul stadiu și cel mai grav este cel cu un deficit de extensie de 180 de grade. Important de reținut că este o boală progresivă și irreversibilă, adică odată apărută nu trece de la sine, ci progresează lent, dar fără durere. Până data viitoare, dacă ai considerat această informație utilă, poți o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să afli mai multe, te aștept cu articole pe site-ul bestetic.ro.